În America urmează o săptămână de foc, atât pentru Trump cât și pentru Biden. Avocații din echipa juridică a președintelui Trump se pregătesc să înregistreze mai multe noi dosare în mai multe state, după ce avocatul său personal, Rudy Giuliani, a prezentat publicului că deține dovezi ale unui plan centralizat de desfășurare a fraudei electorale în toată țara. Avocații lui Trump au oferit o parte din dovezi, dar spun că restul le vor prezenta în sala de judecată, informează CBN. Avocatul Sidney Powell a vorbit despre voturile care apar de nicăieri. Ea a vorbit despre faptul că software-ul de votare a fost manipulat pentru a schimba voturile de la Trump la Biden. Georgia și-a încheiat auditul cursei prezidențiale și a confirmat că Joe Biden este câștigător. De asemenea, statul nu a găsit dovezi ale unei fraude pe scară largă. Echipa lui Trump a răspuns că auditul Georgiei a inclus buletinele de vot ilegale și posibil să vedem săptămâna aceasta o contestare în instanță a acestui audit. De cealaltă parte a baricadei, echipa lui Biden este nemulțumită că Trump nu-și admite înfrângerea și că ar trebui să permită agențiilor guvernamentale să coopereze cu echipa sa de tranziție pentru preluarea puterii. Mai informăm că scrutinul pentru Casa Albă este unul indirect, în care delegații și electorii din colegiul electoral iau locul votanților direct. Scopul sistemului este ca statele cu o populație redusă să nu fie ignorate în procesul electoral. Procesul electoral așadar este unul mult mai complicat decât la noi în țară. O parte importantă a luptei electorale se dă după ziua efectivă a alegerilor. Așteptăm ca săptămâna aceasta să fie decisivă pentru scrutinul american. Într-un atac aerian efectuat de forțele aeriene israeliene în weekendul trecut în localitatea Al-Bukamal, au fost uciși 15 soldați ai milițiilor iraniene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de TPS. Mai multe aeronave, cităm, considerate a fi israeliene, încheia citatul, au lovit țintele iraniene situate la granița Siriei cu Irakul. Militanții pro-iranieni uciși erau de origine afgană și irachiană și au fost omorâți în bombardamentul care a vizat pozițiile nou construite în zonă. Două fortificații militare de apărare și mai multe vehicule au fost de asemenea distruse în atac. Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu cu privire la acest raport. Iranul încearcă în mod obișnuit să înarmeze organizația teroristă Hezbollah din Liban cu arme avansate. Israelul a expus în trecut aceste manevre și a zădărnicit mai multe încercări ale Iranului de a transfera armele, care ar schimba jocul în favoarea Hezbollah. Aceste noi activități ale Iranului în zonă ar putea reprezenta o nouă provocare pentru eforturile israeliene pentru menținere a păcii. O serie de oficiale ai autorității palestiniene din Ramallah și din Fâșia Gaza, care au vorbit cu agenția de știri TPS în urma anunțului autorității palestiniene de a-și reînnoi colaborarea cu Israelul, l-au acuzat pe șeful autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, de numeroase acțiuni greșite. La 6 luni după ce Abbas a anunțat suspendarea tuturor relațiilor cu Israelul, autoritatea palestiniană își reînnoiește relațiile cu Israelul chiar în ultimul moment înainte de prăbușire. Mai mult decât atât, autoritatea palestiniană va reporni mecanismul pentru primirea banii fiscali pe care Israel îi încasează în numele său și se așteaptă să primească acești bani în câteva zile. Între timp, în arena palestiniană, se pare că primirea banilor de la Israel este singura veste pozitivă, dar aceasta este acum umbrită de tensiunea crescândă dintre Fatah și Hamas, căci în ochii celor mai multe organizații palestiniene, comentatori și înalți oficiali Fatah, Abbas a renunțat în cele din urmă la ideea de unitate cu Hamas și probabil la visul de a reveni vreodată în Gaza. Purtătorii de cuvânt ai Hamas îi atacă puternic pe Abbas și pe Fatah. Situația este dezastruoasă în arena palestiniană și asta nu doar din cauza coronavirusului sau a crizei economice, ci mai ales datorită crizei politice, de identitate și a lipsei acute de lideri cu viziuni pozitive pentru cetățeanul palestinian. O nouă emisiune TV numită Free to be Me subliniază modul în care copiii Sat 7 susțin copiii din Orientul Mijlociu, atât spiritual cât și emoțional, în urma restricțiilor recente, precum și a exploziilor din Beirut. Prezentatoarea pentru copiii libanezi Sat 7, Mariane Avaraji, a cărei poveste este prezentată sub formă de spectacol, împărtășește modul în care a reușit să aibă un impact atât de mare asupra multor tineri care se confruntă cu trauma acestor vremuri dificile. Una dintre fete, numită Clarisa, ne-a sunat și ne-a spus că în timpul exploziilor se afla în Beirut, era în mașină. A plecat la drum
drum, dar era îngrijorată de fratele ei, care nu era împreună cu ea. În noaptea aceea nu a putut dormi deloc. Continua să audă sunetele exploziilor. Am fost acolo să o ajutăm și să-i spunem că, deși există multe întrebări și se pot întâmpla multe lucruri cumplite, trebuie să-și lase frica în mâinile lui Dumnezeu. Este bine să ne întrebăm de ce, pentru că avem un Dumnezeu mare care se ocupă de toate întrebările noastre. La câteva săptămâni după ce ne-a sunat, a revenit și ne-a spus că acum este în pace. Această amintire nu mă mai bântuie. Am pace, pacea lui Dumnezeu, pacea pe care o primesc din cântecele pe care le-am învățat de la tine.